Palatul Cec, Palatul Casei de Depuneri, Consemnațiuni și Economie, cunoscut și sub numele de Palatul Cec, este una dintre cele mai frumoase și emblematice clădiri din București, situată pe calea Victoriei, una dintre cele mai importante artere din capitala României. Ridicat la sfârșitul secolului al XIX-lea, Palatul Cec atrage atenția prin arhitectura sa impresionantă, inspirată din stilurile baroc și renascentist francez, dar și prin iluminarea spectaculoasă care pune în valoare frumusețea sa în timpul nopții. Construcția Palatului Cec a început în anul 1897, pe locul foste mănăstiri și bisericii Sfântului Ioan cel Mare, în prezența regelui Carol I și a reginei Elisabeta. Clădirea a fost proiectată de arhitectul francez Paul Gotereau, cunoscut pentru contribuțiile sale semnificative la arhitectura de la sfârșitul secolului al XIX-lea în România, împreună cu arhitectul român Ion Socolescu. Palatul a fost finalizat în 1900 și a devenit sediul casei de depuneri, consemnațiuni și economie, cec. Instituție fondată în 1864. Palatul Cec a fost construit pentru a reprezenta soliditatea și stabilitatea economică instituției, dar și pentru a adăuga un plus de eleganță arhitecturală Bucureștiului. De-a lungul secolului al XX-lea, clădirea a găzduit sediul Cecului, fiind un punct de referință pentru viața economică și socială a capitalei. Iluminarea nocturnă a Palatului Cec adaugă o dimensiune cu totul specială frumuseții sale arhitecturale. Clădirea este iluminată strategic cu proiectoare care pun în evidență detaliile decorative, cupolele și intrarea monumentală, creând un efect vizual spectaculos. Noaptea, clădirea se transformă într-un adevărat monument de lumină, care atrage privirile tuturor trecătorilor și devine un punct de atracție fotografică pentru turiști și localnici. Iluminarea subtilă și elegantă a fațadei subliniază elementele arhitecturale și de viață clădirii, evidențind frumusețea sa clasică într-o manieră contemporană. Palatul Cec devine astfel un simbol al eleganței urbane a Bucureștiului și al moștenirii sale arhitecturale de excepție. Palatul Cec este nu doar o clădire de o frumusețe remarcabilă, ci și un simbol al dezvoltării economice și financiare a României moderne. De-a lungul timpului, clădirea a fost martor a numeroase evenimente istorice și economice și a găzduit diverse activități financiare importante pentru România. Astăzi, Palatul CEC este considerat unul dintre cele mai frumoase și mai importante monumente arhitecturale din București, fiind o destinație turistică majoră. Clădirea este, de asemenea, utilizată pentru diverse evenimente culturale, expoziții și ceremonii, continuând să joace un rol activ în viața orașului.